Sute de autovehicule au rămas blocate la vama porțile de fier din Mehedinți în această dimineață după ce sistemul informatic s-a defectat. S-au format cozi de mașini pe kilometri întregi, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte rezolvarea situației. Jumătate de oră. Că nu merge sistemul, internetul, ceva de gen. Altceva nu știu să vă spun. Foarte, foarte mare și cred că ne prinde ora 8. Au fost și români care mergeau spre Italia și aveau drum lung de străbătut, iar pentru ei așteptarea a fost cea mai grea. Venim de la Craiova și mergem spre Italia. Deci mergeți departe? Departe, da. Drum lung, oboseală? Drum lung, oboseală, așteptăm acum să ne dea drumul, să sperăm că ne dă drumul repede, că nu stăm până la 12. De așteptat au avut și șoferii de tiruri, care din cauza sistemului informatic în colaps nu au mai putut opera documentele de tranzit. Astfel s-au format cozi de tiruri atât pe sensul de ieșire din țară, cât și pe cel de intrare. Sistemul informatic a redevenit funcțional la orele prânzului.